Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi, marcată de moartea marelui actor Alexandru Arșinel, îmi este inima sfâșiată. La acces direct, Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi, fiind marcată de moartea marelui actor Alexandru Arșinel. După ce a ținut un discurs emoționant despre regretatul actor, prezentatoarea TV nu s-a mai putut abține și a început să plângă. Cu toate că întotdeauna și-a obișnuit telespectatorii ca fiind o femeie puternică din toate punctele de vedere, Mirela Vaida nu a mai rezistat și a început să plângă. Marcată fiind de moartea marelui actor Alexandru Arșinel. Prezentatoarea de la acces direct este devastată de durere. Mirela Vaida a început emisiunea cu un discurs emoționant despre marele actor Alexandru Arșinel. Prezentatoarea TV-a vorbit despre cât de mult a ajutat o actorul în carieră și, sfâșiată de durere, a început să plângă. Vreau să aduc un ultim omagiu celui care a fost și va rămâne marele Alexandru Arșinel. Pe mine personal mă leagă 15 ani de relație profesională mi-a fost, aș putea să spun, șef, pentru că Arșinel nu știa să fie șef, știa să fie un bun prieten și un bun coleg, un om care îți dădea un sfat atunci când aveai nevoie, un om care te mustra. Și pe mine mă mustra, chemându-mă pe numele de fată, îmi spunea. Măi Bureanu, vino până încoace, un om care mi-a adus foarte multe satisfacții din punct de vedere profesional și artistic, pentru că a crezut în mine și m-a întrebat, și ai căutat tu la drept, dacă îți place pe scenă, și am zis maestre, nu știu, de aceea am venit să decideți dumneavoastră destinul meu. Maestrul a decis destinul meu în urmă cu 15 ani, când m-a angajat la teatrul de revistă și de atunci viața mea s-a schimbat, pentru că am avut onoarea să împart scena cu dumnealui. Cu Marea Stela Popescu, cu Marea Cristina Stamate, cu Marele Nae Năzărescu și sigur, lista poate continua. Am rămas puțin și uniți alături de Vasile Muraru, Valentina Fătu și întreaga echipă, însă suntem mult mai triști și mai singuri, pentru că nu mai avem aceste busole și aceste repere. Indiferent ce ar spune lumea despre Alexandru Arșinel, eu cred că un mare actor n-ar fi rămas în memoria publică dacă n-ar fi avut ceea ce se numește carismă, talent dacă nu ar fi electrizat mulțimea din fața televizoarelor sau din sala de teatru și cred că muzica, scenetele lui, chiprocoria alături de Stella Popescu. Revelioanele cu Stella și Arșinel vor rămâne nemuritoare.